Mureșenii care au trecut astăzi prin Piața Victoriei au putut admira o serie de fotografii de mari dimensiuni care i-au purtat cu gândul în lumea medievală din Transilvania. Fotografiile, realizate de fotograful Ciprian Biclineru, prezintă cetățile medievale, bisericile fortificate și castelele din județele Mureș, Brașov și Sibiu. Această expoziție cuprinde 75 de obiective medievale din Brașov, Mureș și Sibiu. Încercăm să promovăm un circuit turistic medieval care cuprinde aceste 75 de obiective medievale și încercăm să convingem agențiile de turism să introducă în ofertele lor și niște circuite medievale în aceste trei județe. Pe lângă fotografiile de mari dimensiuni, trecătorii au primit hărți turistice, albume foto ale obiectivelor medievale, calendare și agende promoționale. Mureșenii s-au arătat încântați de fotografiile expuse, mai ales că mulți nu au posibilitatea să viziteze construcțiile medievale. Ar trebui promovate mai des? Ar fi excelent. Mai ales că nu avem posibilitatea să ne mișcăm chiar așa de ușor, chiar dacă suntem aici la câțiva kilometri, zeci de kilometri. Dar e o treabă, nu știu, fără cuvinte. Nu să din istoria noastră face parte și la școală nimeni nu te învață așa ceva. Și oricând te duci, poate treci pe lângă ea și nu-i dai importanță, dar așa, fiind puțin popularizați, te oprești, stai, de ce e acolo, ce nu-i dincolo sau ce e asta, când s-a făcut. Ați vizitat vreodată astfel de obiective din țară? Așa, în trecere când a fost, da. Cum veți afla mai multe lucruri despre ele? Sunt utile aceste informații? Da. E foarte frumos. N-am văzut niciodată. E foarte, foarte frumos. Expoziția a fost organizată de Asociația Română pentru Promovarea Calității și a Practicilor de Succes și a fost finanțată din fonduri europene. Fotografiile au fost prezentate până acum la Brașov și urmează orașele Sibiu, Iași, București și Timișoara. Mureșenii mai pot admira fotografiile până duminică.